Luna aprilie este una extrem de bogată în evenimente care se vor desfășura pe scena Teatrului de Artă din Deva. Programul de luna viitoare va începe fără nicio urmă de păcăleală chiar pe 1 aprilie. Este unul generos, cu spectacole pentru toate vârstele, între acestea fiind și cea de-a treia premieră din acest an a Teatrului din Deva. Teatru face întotdeauna lucruri serioase, chiar dacă, de exemplu, de ziua păcălei, adică pe 1 aprilie, vă invităm din nou la teatru la o nouă reprezentație a spectacolului Nu e ușor să fii bogat, în regia lui Eugen Pădureanu. În data de 5 aprilie vă invităm la concert Direcția 5. În data de 9 aprilie avem un spectacol de stand-up comedy care se numește Gladiatoarea. În data de 10 invităm pe cei mici la ora 11 să vadă din nou Pescufița Roșie și ce întâmplări minunate v-au mai pregătit colegii mei cei mai tineri. În data de 15 avem cea de-a treia premieră din acest an a Teatrului de Artă Deva, Un tramvai numit Dorință, în regia lui Eugen Pădureanu. Și în data de 20 aprilie avem un spectacol de tango argentinian, Istoria de un amor. Vă așteptăm la teatru! Mai multe informații legate de orele de începere ale reprezentațiilor și de costurile biletelor se pot afla de pe site-ul Teatrului de Artă din Deva sau de pe pagina de Facebook a instituției.